Ieri, în cadrul ediției a 6-a Forumului Raional a Antreprenorului organizat de către Consiliul Raional și Secția Economie au fost premiați laureații participanți la concurs Cel mai bun antreprenor al anului 2008. Cu mai multe detalii vin colegii mei. În raionul Glodeni activează aproximativ 12.000 de persoane ce sunt încadrate în domeniul activității de antreprenoriat. Datorită agenților economici din teritoriu, dar și a angajaților lor, este susținut bugetul local, iar prin contribuția sa, ei ajută la amenajarea localității în care activează. Considerăm că este de onoarea oricărei administrații ca anual să fie desemnați cei mai performanți antreprenori, din motivul că într-o economie de piață, în aceste condiții noi, social-economici în care ne aflăm de acum de 20 de ani, anume elementul privat, inițiativa managerilor, iscusința lor, competența lor, determină dezvoltarea și evoluția evenimentelor în orice teritoriu. Anul acesta au fost nominalizați 50 de antreprenori ce activează în diferite sfere de activitate. La categoria cel mai bun antreprenor în sfera comerțului a fost nominalizată SRL Șabolixia Prim, SRL Vita Bazantina și Farmacia Glodeni. La categoria cel mai tânăr antreprenor, SRL Vada Info, datorită căruia în satele Balatina și Cuhnești au fost create săli de calculatoare. La nominația cel mai bun creator de locuri de muncă sunt Societatea Comercială Stăpânul Mesi și Elena Timotina. La decernarea premiului pentru cel mai bun antreprenor fermier li s-a revenit gospodăriilor țărănești Leuca Ion, Pânzar Zinaida și State Constantin. O atenție deosebită în ultimii ani o are dezvoltarea turismului în mediul rural. La această categorie au fost nominalizați SRL Teopog Prim și Collect Service și întreprinderea individuală Fortuna Lubovi. Deținătorul premiului cel mare, ca și în anii precedenți, s-a revenit societății cu răspundere limitată Licorent Agro. În prezent, domeniul antreprenorial se confruntă cu multe probleme, cum ar fi lipsa unui cadru legal, susținerea din partea statului, criza economică și multe altele pe care trebuie să le înfrunte de sine stătător. Pentru toți cei prezenți în sală, organizatorii i-au invitat pe formația folclorică Arțăraș, formația de fluieraj din Glodeni, care au prezentat un număr concertistic. Marina Lazar, Mihai Moldovanu, pentru știrile TV3.